Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre ANRE și despre, directorul, despre funcția scoasă la concurs, mai bine zis, cea de director în cadrul acestei instituții, despre modul în care s-a desfășurat, așa zisul, concurs și despre accentele care trebuiau să fie plasate. Vom încerca să discutăm cu Ruslan Srugiu, expert economic. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara! Domnule Sorugiu, pentru început, haideți să ne spuneți: Ce credeți despre acest concurs? În limita căror fapte s-a desfășurat? Cât este de legal? Cât este de binevenit un asemenea concurs? Prima la mână trebuie menționat că legislația în vigoare nu prevede expres necesitatea creierii, formării unei asemenea comisii și organizarea la, la un concurs. Pentru selectarea, în cazul dată, a directorului Consiliului de Administrare. Deci, presupun că deci, Comisia Buget și Finanță a dorit să facă un gest um, frumos și să arate societății și altor parteneri cum că, iată, noi mergem pe calea cea dreaptă și noi facem un proces... Ridicarea gradul de transparență. Da, transparență, noi facem concurs, deci facem evaluare și, într-un fel, nu mai numim persoana așa din oficiu, nimeni nu cunoaște cine este persoana, cum a fost selectat. Deci asta probabil că a fost intenția, doar că, ca de obicei, la noi intenția și realizarea e, e de parte, ca, ca conținut și ca rezultat. Deci mie mi-e chiar, mi-e straniu sau mi-e vine a râde că chiar când te uiți la regulamentul de organizare acestui concurs, acolo este spus că organizarea unui concurs transparent. Dar transparența constă într-aceea că deci, fiecare candidat are dreptul să participe la, la acest concurs, are dreptul să-și vadă deci, înregistrarea video personală. Dar deci, nu și a celorlalți, a da? celorlalți. Deci dacă asta se numește transparență, poi atunci cred că suntem foarte departe de a, de a atinge anumite... Nivel, spunem așa, de civilizații de care pretind că noi deja le-am transpus aici în Republica Moldova. Domnule Srugiu, de pe parcursul zilei de ieri, colegii noștri au scris despre cele 821 de puncte acumulate din 800, da? Cam așa ar fi. Cum e posibil? Haideți să, să explicați telespectatorilor noștri despre ce este vorba. Da, deci Comisia de Evaluare formată din 8 membri, da. A avut un, un tabel de evaluare care cumula 100 de puncte maximum, deci pe fiecare candidat, fiecare evaluator putea să dea 100 de puncte. Deci, în total, aritmetic vorbind, deci maximul punctelor care puteau fi acumulate sunt de 800 de puncte. Deci asta în cazul când este ideal din toate punctele de vedere, nu este nicio întrebare față de nimic, cunoașterea, deci integritate, deci toate, toate lucru, aspectele. Toate aspectele sunt pe nota 10, atunci el obține aceste 800 de puncte. E iată aici în procesul ăsta de evaluare, în procesul verbal, rezultatele comisiei, cum a da, citirii și domnul Creangă, președintele acestei comisii, este că învingătorul, care a fost desemnat învingător, a obținut 821 de puncte. De unde au 21 de puncte, este o enigmă mare. Eu cred că asta e cea mai mare a, eroare. A, eroare și a, nu, nu știu cum să o numesc, că, că vrem, nu vrem, deci acolo sunt implicați oameni, oameni suspuși, deci deputați, președinți de comisii, deci nu e o, a, o chestie de la grădiniță care poți să spui că a fost o eroare banală. Deci, a, iată aici este într-adevăr semnul de întrebare. Dar după, deci în afară de zâmbete și aluzii fine la calitatea acestui, acestei evaluări, sunt, este un lucru foarte serios, faptul că asta denotă că acest concurs el nu răspunde la niciun fel de cerințe, cerințe elementare de organizare asemenea procese. Cine acum din comisie, deci în primul rând domnul Stefan Cragă, trebuie să răspundă la întrebarea cum s-a făcut evaluarea de ați obținut voi 821 de puncte, adică mai mult decât era maxim posibil. Noi, ca societate civilă, ne adresăm, ne vom adresa, deci pregătim acum o adresare către comisie. Vom pune în copii și partenerii externi care, într-un fel, sunt interesați de acest proces, să fie cât mai transparent și mai corect. Unde vom ridica mai, mai multe întrebări din punctul nostru de vedere ce, ce a fost greșit la, aceast, la acest concurs, la acest proces, pentru că înainte de a se organiza însăși concursul, deci din momentul ce a ieșit regulamentul de organizare a lui, noi am venit cu o adresare către comisie, prin care am cerut modificarea anumitor criterii și de preselectare a, și de evaluare a, a candidaților. candidaților da. Deci, momente cum ar fi că cunoașterea, cunoașterea limbii române să o pui la evaluare, nu mi se pare că asta e banal. Deci, asta trebuie să fie la preselectare. Deci, cunoști ok, pentru că ești în funcție publică, asta este, este legislația în domeniu și care trebuie, și să, fie, să respectată. Să fie respectată. Asta e Prima, deci cel primul lucru simplu. care, da, cel mai simplu care să aruncă în ochi. Alte criterii acolo de evaluare ar fi, de exemplu, cunoașterea. Limbilor străine? Limbilor străine, da, este un avantaj. Limbilor străine, iar și un 5 puncte de acolo, limba engleză sau alte limbi de circulație internațională, cum ar fi germana, de exemplu, ar fi un avantaj, da. Dar limba engleză este. Eu aș spune obligatorii, din ce considerent. Uh, ANREUL, ca agenție, este implicat într-un proces foarte amplu și complex de uh, transpunere a tot ce înseamnă uh, reglementare. Uh, de la deci, nivelul Uniunii uh, Europene, deci, lucrând cu Secretariatul uh, Energetic, se transpun toate directivele toate reglementările în domeniul energetic. De ce? Pentru că Moldova pas cu pas devine parte a pieței regionale. Mai mult că atât, Moldova este deci, stat semnatar la, deci, la Secretariatul Energetic și avem anumite obligații față de această organizație pentru că dacă tindem să devenim parte la o piață pan europeană, să zicem, energetică, atunci noi trebuie să realizăm anumiți pași pentru a ne ridica la cerințele acestei piețe. Domnule Srugeu, pentru a acumula cele 5 puncte, logic ar fi fost ca să fie acordată o întrebare, în baza căror criterii acordăm fie 3, fie 5 puncte. Ok, poziția noastră a fost că ce, chiar și cunoașterea limbii engleze să fie un fel de precondiție. Adică cunoști, da. ok, treci mai departe, dacă nu atunci nu și acceptat la evaluare. Dar să presupunem că a ajuns la evaluare, a, chiar așa cele 5 puncte, foarte corect. Deci toți care au participat acolo din cât cunosc eu, eu n-am fost admis Prezent, la, da. eu n-am fost admis acolo la, la, concurs. Dar deci cei care au participat la nimeni nu s-a adresat deci pe acest criteriu nu s-a adresat nicio întrebare. Deci normal dacă se cunoște, dacă cunoaște, dacă persoana posede limba respectivă, trebuie să te adresezi să, să, să Porți o mică, o scurtă discuție pe, în limba respectivă. Așa ceva nu s-a întâmplat la nimeni. Mai mult că atât, sunt și alte criterii de evaluare care le-au folosit comisia actuală, cum ar fi, de exemplu, cunoașterea Deci la Macro, nivel de macroeconomie. A, din punctul nostru de vedere, deci cei care cunosc cât de cât reglementarea în domeniul energetic, deci macroeconomie nu are nimic cu reglementarea. Deci, chiar e cu totul separat. Aveam impresia că aceste criterii de evaluare au fost, pur și simplu, copiate de la evaluarea Guvernatorului Băncii Naționale, dar sunt domenii diferite, deci nu are nimic una cu alta. Și nu și-au depus efort măcar să înțeleagă despre ce, despre e, vorba. Despre ce e vorba, ce e cu energetica aceasta, ce e cu reglementarea asta. Noi nu, dar în adresarea care am făcut-o la 13 ianuarie, deci am spus că cerem sau propunem ca în comisia de, de evaluare să fie creată din experți din domeniu cu implicarea deci, organizațiilor internaționale care sunt specializate în domeniul ăsta, cum ar fi, de exemplu, același secretariat Energetic și să participe la această evaluare și să spună, deci, punctul de vedere care candidat într-o fel da, cunoaște, deci cu care va face față sașilor care va fi pus acolo. Asta, obținem două, am, am fi obținut două beneficii. Prima, calitatea candidatului care să fie selectată pentru că într-adevăr <coughs> îl evoluează niște persoane care cunosc domeniul și a doua este separarea de politic, depolitizarea acestei uh, agenții, care cunoaștem foarte bine, a fost uh, în afară de, nu doar de noi, uh, învinuită că este controlată politic, dar... Chiar fost, de secretariat, dacă și, Exact, deci de secretariatul a făcut uh, un raport, un audit privind activitatea acestui, uh, acestei agenții și a spus foarte clar, deci este controlată politic, și lucrul ăsta trebuie corectat cât mai repede posibil. Deci iată, acum când era o ocazie într-un fel de a soluționa cumva problema aceasta, iarăși la noi politicul dictează, acum iarăși a dictat, pentru că să fim serioși, deci domnul Copaci, o fi el poate bun specialist undeva, dar energetic el nu este specialist cu tot respectul față de el a, și în a doua rând el este membru la Partidul Democrat toți cunosc lucrul ăsta da. Da? deci nu haideți să încercăm din trei să ghicim a cui este candidatul ăsta da? la, la Andrei și cine va controla Andreea deci este nu știu, este strigător la cer a, eu cred că toată lumea își dă seama foarte bine ce se întâmplă doar că tupeul guvernanților actual este deocamdată destul de mare și într-un fel de Telespectatorii paralel. noștri se pot întreba de ce puterea continuă să controleze în Sunt mai multe motive. Deci, Bloc. primul motiv este politic. Deci, atunci când ai acest instrument, care de fapt ar trebui să fie independent, când ai instrumentul ăsta, care îl poți folosi după necesitate când e vorba de alegeri, deci noi am observat uh, anii 15-16, Andreiul s-a comportat uh, total uh, opus la cum ar trebui să se comporte un reglementator independent, fiind sub presiunea politicului, nu și-a făcut deci, treaba la, la, la timp. Ce s-a întâmplat este că în loc să avem, de exemplu, niște ajustări de tarife cu 5%, 7%, da? Noi ne-am trezit în 2016 cu cereri de ajustări la tarif de 33% din partea, de exemplu, Fenosa. Și avea toată. Deci, Fenosa avea dreptate în totalitate că, într-adevăr, așa trebuia să fie pentru că nu s-au ajustat la timp tarifele. Așa s-a întâmplat și cu gazele, deci energie termică și așa mai departe. Da? Deci, a, când a în reul, deci, acest. A, acest uh, supraveditor spun, a sectorului uh, nu își face treaba la timp, au suferit mult mai mult consumatorii. Asta trebuie să o înțelegem. Deci consumatorii trebuie să plătească facturile uh, în care sunt puse sau sunt incluse niște costuri corecte. Deci uh, uh, Andreu trebuie să asta e funcția lui de bază, să controleze ce fac întreprinderile din, uh, mm -hmm. din domeniu și să refuze toate cele costuri care nu sunt justificate a, pentru activitatea lor, ca de exemplu, Moldova Gaz construiește un edificiu impunător. A, și cheltuielile pentru edificiul acela nu mai spun toată istoria cât de da. cum, cât de scump este un metru pătrat sau mă știu eu la această clădire, dar a, în dorința de, de a se face frumos pentru angajați sau pentru conducerea lor, ei fac un asemenea edificiu și cheltuieli să le includ în tarif. Deci, reul ca un, un filtru a, a, adevărat, refuză asemenea cheltuieli. Spune că noi nu vedem care este rostul. Aici rostul acestei clădiri pentru mai bună activitatea întreprinderii față de consumatori. Deci calitatea serviciilor se îmbunătățește sau nu. Deci asta este ca un exemplu. Da? Sau acele alte, dacă țineți minte, deci istoria cu depistarea a 243 de milioane de lei da? da? pur și simplu furați prin offshore-uri care nu au fost acceptate pentru, pentru a fi incluse în tarife. Asta a fost doar un caz când s-a săpat, să zicem așa, mai adânc să vadă ce se întâmplă acolo. Dar lucrurile astea se întâmplă permanent. Și atât în trebuie să facă asemenea lucruri ca să nu permită întreprinderile acestea sau mă știu care persoane să beneficieze pe umerii consumatorilor să să-și ia deci, conturi în offshore-uri, să-și cumpere imobile sau nu știu eu prin alte țări. Deci lucrul ăsta nu trebuie să fie permis. Și iată de ce deci, am ajuns deja la doilea, a doilea motiv, motiv, de ce este interesat sau este Politicul. interesantă controlul acestei instituții. Deci prima este politic și a doilea este economic. Da, vreau de fapt un pic să rămânem în albea a ceea ce se numește neajustarea la vremea a prețurilor. Faptul că au fost ani electorale, s-a forțat nota și de aceea prețurile au rămas nejustificate, neajustate. Cer scuze? Da, asta a, fost, asta a fost motivul de bază. Mai mult ca atât. Deci, Dacă se ajusta la momentul respectiv Tarifele. Deci, noi acum nu mai aveam întrebarea cu acoperirea a încă careva devieri. De ce? Explic de ce? Pentru că a, între timp, deci la 2015-2016, prețurile la resursele energetice au căzut. Deci, în primul rând, la gaze, a, cunoaștem că și la energie electrică au reușit a, negocieri a, cu 10% mai joase, da? A, deci, în cazul în care se aprobeau la de, deci cu două ani în urmă ajustarea tarifelor și având între timp o scădere a prețurilor de import, de exemplu, da, puteau să fie păstrate aceleași tarife pe, pe o perioadă de un an în doi și atunci se rezolva toate problemele cu aceste devieri istorice pe care le imput companiile pe bună dreptate, de, de fapt. Deci, de Implicarea aceasta a politicului, până la urmă, duce la, la lucruri negative. Deci, ar fi un, un câștig de scurtă durată pentru politicul care controlează asemenea agenții, dar iarăși, mă repet, de scurtă durată. Deci, asta poate dureze un an, doi, după aia se confruntă cu o situație mult mai gravă. Când, iată, cum, de exemplu, a fost același fenos, s-a adresat la instituții internaționale pentru a da în judecată deci Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova și atunci Guvernul repede s-a trezit, haideți să găsim o soluție. Da? Soluția este foarte simplă, includerea în tarife, consumatorii să plătească, deci asta nu se, nu se discută, doar că este mult mai dureros pentru consumatori. Domnule Surugiu, astăzi probabil telespectatorii noștri se întreabă cât de justificați și cât de transparente sunt prețurile pentru energie electrică, pentru gaze. Nu ne vom pomeni La peste această, întrebare, de timp? La această da. întrebare este dificil de răspuns și o să explic de ce. Chiar vă rugăm? În 2015, noi am cerut de la ANRE inițierea auditelor, ceea ce privește deci costurile pentru uh, calcularea tarifelor la toate întreprinderile energetice, indiferent de stat, private, deci Moldova-Gaz, Fenosa, da. Redurile și așa mai departe, Moldova Electrică. Uh, la acea adresare, într-un fel, am avut o reacție din partea NRE-ului, uh, doar că reacția aceea a fost uh, puțin uh, distorsionată. Uh, din ce considerăm? Pentru că s-a făcut un audit, dar un audit uh, pe marginea calculului tarifului. Deci, într-un fel, la ursul demonstrează că 2 plus 2 este egal cu 4. Cam așa era ieșit, pentru că noi toți cunoaștem metodologia, am văzut care sunt deci, informația primară care a venit la întreprinderi, ca, ca costuri, da? Și ele, pur și simplu, le pui în formul și obții tariful. Deci nu este nimic ieșit din comun acolo, sunt experți, da. putem să ne expunem, deci ce nu este problemă. Deci nu trebuia să vină o companie internațională de audit să facă lucrul ăsta. Este așa, așa era clar. Noi ce am cerut era cu totul altceva. Deci noi am cerut o verificare a celor costuri care întreprinderi vin deja la ANRE. Cât de justificate sunt ele, cum ele se formează, în bază la ce. A, ca exemplu, da? Deci întreprinderea raportează că a făcut 100 milioane lei investiții în infrastructură și pe poziții 1, 2, 3, 4. Deci noi am vrut să cunoaștem. Într-adevăr au fost făcute cele investiții? La ce preț au procurat materialele? Pentru că cunoaștem foarte bine că la achiziție acolo este acea marjă grasă unde pot uh, întreprinderile să-și facă uh, deci, supra profiturile. Da? Deci uh, ca să înțelegem că acele 100 de milioane care el a raportat ca investiții pentru rețea, într-adevăr pentru rețea, și trebuie să fie incluse în tarif, noi vrem să știm că, într-adevăr, ele sunt uh, la costuri uh, minime. Deci, nu ca în cazul, de exemplu, la Moldova Gaz, când uh, deci Țava a intrat în, sau a ieșit din Ucraina cu 78 de uh, dolari uh, metru linear și a, a intrat în Moldova la aceeași hotar, da, 100 de metri, a intrat cu 380 ceva de, de dolari, da, același metru liniar, numai din considerentul că documentele pentru acele, acele procurori, procurări au trecut prin careva offshore, da? Deci lucruri de genul ăsta trebuie a, curmate, trebuie tăiate din rădăcini și atunci noi am putea spune consumatorilor că da, într-adevăr, tarifele sunt corecte. Deci a, nici întreprinderile, nu își pun supraprofituri acolo ascunse, în, cum am explicat mai înainte, și nici nu există careva intermediari care stau pur și simplu, deci parazitează, să spunem, în, în sector, și iarăși pe seama consumatorilor își fac un, niște supraprofituri. Lucrul ăsta noi nu-l avem și nimeni acum în Republica Moldova nu va putea spune sunt corecte sau nu sunt corecte aceste tarife. Doar acei care mimează faptul că da, noi am verificat, da, noi, am, noi putem să spunem că ei sunt corecte, doar acei pot să facă, doar că atunci când ne confruntăm la discuții și să întrebăm pe baza la ce a afirmat lucrul ăsta, vă dați seama foarte bine că ei, de fapt, nu, nu sunt siguri însuși pe ei când spun lucrurile acesta. Domnule Surugiu, referitor la evenimentul de ieri s-au pronunțat mai mulți experți, printre care mi-am notat aici domnul Gheorghe Costandache, care zicea că odată cu venirea noului director la RE, el se declară sceptic în privința unei modificări radicale a modului în care se va activa și se va lua decizii în cadrul acestei instituții. Împărtășiți aceeași viziune? În principiu, da. Deci, Andreu deja am demonstrat că el este da. controlat. Asta este axiomul deja la moment. Faptul că vine o nouă persoană din aceeași echipă, eu nu văd care e motivul să schimbi ceva în politica acestei agenții. Plus la aceasta, nu există un interes politic a clasei poliției care controlează, de fapt, prin persoanele sale, au interes din partea clasei politice de a face ceva, de a schimba. În primul rând, transparență, costuri corecte, informarea consumatorilor, deci să dăm mâini la întreprinderi atunci când își iau nasul la purtare. Deci, eu nu văd lucrul ăsta. Și, într-adevăr, eu nu văd o, o, niște. care ar fi motivația pentru un nou director să facă ceva schimbări radicale în, în, practică de activitate a agenției. Dar aceste prevederi, dacă nu mă înșeală memoria din toamna anului trecut, prin care se stabilește un plafon maxim pentru anumite produse, vine să stabilizeze starea pe piața uh, respectivă? Încă o dată plafon la ce? La prețurile care sunt stabilite la, la carburanți, da, la carburanți și la alte produse. Uh, dacă tot am ajuns aici. Această măsură bună, ața, produsul sau piața petrolieră este una din sectoarele care este reglementată de anul. Da. Asta e prima la mână. A doua la mână este mi îmi pare rău că s-a ajuns la această măsură. Când Andreea trebuie să stabilească aceste prețuri plafon. A, de fapt, în... În lumea civilizată, pe o piață dezvoltată, lucrul ăsta nu l face reglementatorul. Lucrul ăsta îl face piața, adică concurența de pe piață. Cu părere de rău, la noi nu este concurența. La noi este mai mult o înțelegere, de, de, o înțelegere de cartel. Sunt da. câțiva jucători mari pe piață, doar că ei se înțeleg foarte bine a, pentru că ca economist pot să pun o întrebare foarte simplă. deci a, Sunt costuri fixe, costuri variabile. Da? deci Nu poți să spui că o companie care are, de exemplu, 10 benzinării are aceleași costuri care trebuie să le în, în, în un litru de petrol ca și o companie care are 100. Deci cei care are 100 are avantajul de a-și reduce costul pe unitate și respectiv el este mai competitiv. Totuși la noi, dacă vă uitați la panouri da, de prețuri, Pract, nu o să vedeți practic nicio diferență, da? A, deci asta de ce denotă? Denotă faptul că este tot și o înțelegere între companii, amiabile, să spunem așa, a, iar aici nu și-a făcut tema pentru acasă Consiliul Concurenței, care trebuia să intervină pe această piață, să vadă ce se întâmplă, de ce nu este tot o concurență, să vină cu propuneri, cum de Uh, cu ce mecanisme se poate de a, uh, a uh, revigora această piață, să lucreze mecanismul pieții. Uh, Iar stabilirea prețurilor plafon de către Andrei este o măsură, din punctul meu de vedere, a adus oarecare liniște pe piață, pentru că, într-adevăr, deci, companiile nu doar că se înțelegeau ce preț să aibă, deci să aibă același preț practic la, la pompă, dar și ascundeau multă informație în ce își privește de deci, lanțul, de la rafinărie până la, până la pompă, ce se întâmplă acolo. Acum s-a făcut lumină? Acum, bine, e greu să faci lumină pe partea de la rafinărie până la hotarul de, a, a, de trecere, deci a, a hotarul țării, o, pentru că acolo avem intermediari, avem diferite lucruri care nu pot să-i controleze. Deci este altă țară, este altă jurisdicție. Da? A, și atunci Andreu a decis că, ca să meargă cam cu temperatura medie pe spital, deci se uită la rafinărie, <laughs> la rafinărie cam care este prețul, pe piața, deci, pe piața deci, de produse petroliere care este operațională. Da? Deci sunt licitații unde se comercializează deci, produsele petroliere, și se stabilesc prețul și așa mai departe și în respectiv, reișind din fluctuațiile pe această piață, s-a luat o bază de preț a, sau de costuri, să spunem, cât de cât a, 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 care să permită companiilor să lucreze și să adună această independență de creștere sau a prețurilor pe piață, respectiv să ajustează și a, prețul la pompă se pare că companiile petroliere nu le-au afectat foarte mult lucrul ăsta. De ce? după cât ține minte atunci când s-a trecut la, această, la acest instrument de stabilire a prețurilor a fost o reducere. Companiile la început au spus că nu prea suntem de acord, că o reacționa bunoficios. Da, au avut anumite reacții, dar între timp văd că se descurcă destul de bine. Deci asta a arătat de fapt că marja aceea de marja de profitabilitate a companiilor era destul de confortabilă și au avut rezerve bine mersi ca să înghită și această reducere, spunem așa, artificială a prețului sau impusă, reglementată de către agenții. Eu eu sper că noi în viitorul, nu foarte îndepărtat, vom, vom exclude acest instrument, pentru că, încă o dată, asta nu este normal. A fost o măsură extraordinară, într-o situație extraordinară. Și aș sugera guvernului iarăși să revină la această întrebare, să gândească foarte bine cum să creeze totuși o piață funcțională pe a produselor petroliere și să dea, deci, iarăși autoritatea, responsabilitatea către deci, Consiliul Concurenței pentru ca să avem o economie normală. Domnul Copa, ce urmează a fi aprobat de către Parlament? Se poate întâmpla acolo să fie luat la întrebări? Există riscul de a nu fi investit, să fiu așa mai, mai direct? A, știți, aici e o am altă întrebare deja față de comisie. Deci, în comisie au fost reprezentanți, practic, la cele mai mari fracțiuni din Parlament. Acum, domnul Copaci, nu numai că 21 de puncte a luat supra la maxim ce se putea de obținut, dar reiese că, bon. că a luat maxim de la toți evaluatorii din acea comisie. A, în momentul când domnul Copaci, să spunem că trece din de, de, de Parlament, acolo și nu-i și la Parlament, da. dar să spunem că intră în funcție, da? Și începe a face lucruri nu prea, spunem, acceptabile sau frumoase și noi vom veni cu critici la ce, la, că de obicei noi când mergeam cu critici la, la veneau și deputați diferiți și spuneau că da, nu fac lucru cum trebuie și așa mai departe. Deci erau foarte a, deschiși, Deschiși, da, că Andreu nu-și onorează obligațiunile. Acum când în această comisie am avut reprezentanți practic de la toate fracțiunile parlamentare, inclusiv de la opoziție, în Parlament posibil că va fi o întrebare două din partea cine, cine, cine să încerce să de dea jos, doar opoziția altcineva, deci nu avem coaliție, avem stabilitate, totul este aranjat, corect, deci acolo tot este deja calculat, pus la prima ședință a Parlamentului, el va fi și aprobat. Doar dacă nu se întâmplă alte cu tremuri în Parlament, dar nu cred, deci cu tremurul în Parlament cred că va fi după aprobarea persoanei da. respective, pentru că nu are sens, deci jumătate de zis să pierzi asemenea scheme cu toate urmările neplăcute pentru cei care doresc controla acea agenție. Deci, în Parlament, eu aș vrea să văd, într-adevăr, niște întrebări ascuțite din partea, din partea opoziției, în primul rând, profesionale, dacă doresc, putem să ajutăm să înțeleagă mai bine specificul. Da, tema aceasta, cei cu energetică și cu reclime, în special reglementarea energetică. A, pentru ca să, dacă nu s-a făcut asta la comisie, măcar în Parlament, să vedem că totuși societatea poate să vadă ce se întâmplă. De ce anume persoana aceasta să fie numită acolo? Care sunt aptitudinile și capacitățile a, și intelectuale și profesionale și de care vreți ca să, să, să fie în frunte la unei asemenea agenții destul de importante pentru că vă dați seama rolul în reului și din punct de vedere deci economic și social și politic de care doriți da, în situația asta. și atunci atunci aș crede că mai este o fărâmă de, de speranță că, deci, nu, nu se fac lucrurile așa pe sub masă, cum de, deocamdată în, 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 evalu, în selectarea aceasta, deocamdată lucrul ăsta am văzut, da, am pe sub masă s-a făcut. A, și mai repet încă o dată, dacă cineva din deputați dorește ca noi să-i explicăm, să le punem, la dispoziție, cifre. Uh, niște cifre, dar printre altele, chiar și în procesele cele care au fost implicat direct domnul și fiind viceministrul la economie, uh, deci noi suntem gata. Iată, cine dorește, ne adresăm oficial prin intermediul canalului dumneavoastră uh, și vrem să vedem. Vrem să vedem o luptă, vrem să vedem o încolțire a, a persoanei, indiferent de la cine vine persoana aceea, chiar și să fie independent. Eu vreau să văd că în procesele acestea de selectare este scuturat, este stresat, este pus la ungheri ca să explice foarte clar ce are de gând de făcut, care sunt viziunile. Domnule Surugiu, colegii noștri din media au scris și nu o singură dată despre salariul acestor directori. Haideți să ne spuneți dumneavoastră așa dintr-o parte, în ce măsură este justificat un asemenea salariu? Acum mi-ar fi greu să dau o cifră exactă ca să nu îi induc în eroare telespectatorii. Vă zic eu. Spuneți-mi, vă rog. Deci salariul, salariul la directorii Consiliului. Da. pentru că nu vorbim de personal, la personal cu da. totul altă situație. Uh, variază de la 40 la 60 de mii lunar. Deci, uh, părerea mea este că... Unii nici într-un an nu au un asemenea venit, zic deci, uh, eu. Aici, întrebarea, putem, da. să, putem să, o divizăm uh, pe două aspecte. Prima, uh, un asemenea salariu trebuie să-l meriți. Sau cel puțin să arăți că efortul care îl depui tu prin deciziile tale, prin implicarea ta în domeniu, este clar, domeniul energetic, da. tu ai adus cu mult mai mari beneficii societății, pentru că iarăși salariile cele se plătesc de cine? Tot decât consumator. Deci ai adus un mult mai mare beneficiu societății fiecărui consumator adică salariul cel la care l-ai tu, da? Asta este primul aspect. A, primul aspect și cu părere de rău actualii directori din a Consiliului nu au demonstrat aceasta. Deci ei nu au arătat nicio luptă cu cheltuielile acestea nejustificate, a, nu au scos la iveală niciun fel de fără de lege, s-au dat influențați politicului și acum iarăși pun o, o presiune și mai mare asupra consumatorilor. A, deci, din punctul ăsta de vedere nu merită nici pe departe acești, a, acești bani. Pe de altă parte, sectorul energetic este un sector specific, destul de cu cerințe mari. Trebuie să ai cunoștințe din domeniu ca să nu se întâmple gafe pentru că o greșeală făcută, de exemplu acum, poate să aibă repercursiuni pe o durată destul de îndelungată și cu costuri destul de mari pentru, pentru fiecare. Salarele trebuie să fie atât cât să atragă specialiști sau oameni integre în aceste funcții și care să nu fie șantajabili, să nu poate fi șantajați. Deci, adică să-i permită un confort care să poată spune nu oricărui politician sau oricărui grup de interese care vine la el, după cum cunoaștem, da? la Andreea sau în altă parte vin cu, cu propuneri, cu diamantani sau altceva ca să iau o decizie favorabilă în interesul acelui grup. Deci lucrul ăsta trebuie să fie un fel, deci salariul trebuie să fie un fel de piernă de, de siguranță față de asemenea interese obscure. Uh, și, din punctul ăsta de vedere, eu, uh, dacă sincer, nu le văd atât de mari, doar că am cerință față de prestarea celor persoane. Iată aici e întrebarea cea mai mare. Uh, este greu de comparat cum, dacă ați văzut ziarul de gardă, da. a făcut o comparație sau o analiză a salariilor uh, conducătorilor, întreprinderilor, inclusiv de stat. Și a fost că și chiar caz când salariul conducătorilor depășea profitul companiei. Nu, unde este logica? Deci asta e total anormal. normal. iată, acolo trebuie făcut regulă, într-adevăr. Deci dacă nu arăți performanțe, ce cauți aici? De ce tu ești așa mare? Tot în sectorul privat, dacă ești așa mare specialist, tot în sectorul privat și fă acolo bani. Acolo îți pui salariul de care dorești. Domnule Surugiu, există premizie ca acest concurs care s-a desfășurat să fie declarat nul? Și sub aspectul presiunilor societății civile, dar și asupra cadrului legal? Dacă ne referim la cadrul legal, noi nu avem pârghii de a influența, pentru că legea nu prevede. Deci nu sunt anumite cerințe față de, în primul rând, organizarea acestui, acestui concurs. Da? Este altceva că, odată ce ai pornit un concurs, cu implicarea la, inclusiv și a deputaților. Deci, până la urmă, este o instituție, deci Parlamentul, Colegiul Suprem din stat, deja te obligă la niște standarde minime, iar standardele astea au fost încălcate. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi, ca societate civilă, vom pune presing, asupra a, deci, aceiași comisii sau partidilor din coaliție, din alianța aceasta de guvernare, de a anula acest, acest rezultat și de a repeta concursul, dar nu pe aceste condiții, pe altfel de condiții care într-adevăr ar, ar garanta cât de cât un rezultat mai credibil și ar, ar accede acolo o persoană care într-adevăr poate să facă o schimbare la această agenție. Probabil telespectatorii care ne vizionează acum se întreabă un aspect important. Urmează să fie majorate prețurile pentru anumite produse, carburanți, energie electrică, pe fondalul acestor schimbări și acestor discute în societate? Să nu avem o legătură logică și ar fi foarte greu să, să presupunem. Um, unul la mână este cert faptul că Guvernul Republicii Moldova a semnat un memorandum cu Uniunea Finoasă, conform căruia devierile financiare care au fost acumulate în ultimii 3-4 ani de zile trebuie să fie incluse în tarif. Asta presupune automat o creștere a tarifului energiei electrice cu 10%. Deci asta este inevitabil. O creștere de 10%. În viitoarele luni. Da. Da, deci ele, practic, Fenosa deja, dacă nu, și-a depus deja cererea pentru majorare. A, cum va reacționa politicul? Mie mi-e greu să zic, dar uh, nu cred că va face abstracții de acel memorandum pentru că altfel uh, reiese că guvernul nu se ține de cuvânt. Iar guvernul s-a schimbat. sau politicile, ca, uh, um, Partidele care controlează guvernul nu s-au schimbat, nu s-a creat o altă majoritate, nu, deci tot e tot aceeași stagmă, tot aceeași echipă. Deci, din de momentul ăsta, ei vor, vor fi nevoiți să majoreze la, la energie electrică. La gaze naturale, la fel, sunt deci, pretenții privind diverile financiare. A, și aici chiar nu mi-e clar cum va reacționa, dar eu cred că mai mult îi vor pune frână pe orice majorare la gaze a, pentru că asta ar trage după ea și creșterea la energie termică care apropo a fost cerută o creștere de 27% dacă nu greșesc și au fost acceptate. 9%. Deci, într-un fel, ar, ar iar și-ar da motiv pentru cereri de majorare la energia termică. A, și, ținând cont că vin alegerile, 2018, în principiu nu a rămas așa mult, să zicem, un an, dacă până, până acum, 2 ani de zile nu au ajustat la timp tarifele, eu nu cred că pentru ei va fi o problemă să nu ajusteze din nou tarifele încă 2 ani de zile, cu toate consecințele negative care pe urmă consumatorul le vor suporta, dar într-un fel, după principiul că după noi măcar și potopul, potopul în principiu lucrul ăsta ar, ar putea fi acceptat de către deci, conducerea actuală din Republica Moldova. Domnule Surgiu, mai avem un minut în cadrul acestei emisiuni și chiar țineam cu Dinadin să vă acord această întrebare. În dimineața zilei de astăzi am văzut o știre potrivit cărea uh, criza energetică din Ucraina uh, din cauza cărbunelui ar putea afecta și Republica Moldova. Am citit pe mai multe site-uri acest lucru. Uh, există o legătură? Am putea să ne așteptăm la aceste previziuni? Cum vedeți dumneavoastră? Uh, nu într-o totul. Deci, uh... Cum stau lucrurile în realitate? Nu într totul, pentru că cărbunele folosit deci, în Ucraina pentru producerea da. de energie electrică, asta este întrebarea, da? da. A, deci, Ucraina cu ce poate să confrunte cu deficit de energie electrică? A, ea deja s-a confruntat cu asemenea situație anterior, doar că a rezolvat aceasta prin importul de energie electrică. Așa a acoperit într-un fel ceva, ceva deficit, da. A, Desigur că ei nu vor să ajungă iarăși pentru că pun sub presiune rețele. Asta este riscul cel mai mare. Deci Moldova, printre alte, a trecut prin asemenea situație de câteva ori, când doar printr-o linie era supra-solicitată linia și în cazul căderii acelei linii era o criză totală energetică. Ucraina vrea să evite lucrul ăsta. Pe noi direct asta nu ne afectează, pentru că noi la moment... E rău sau bine, cumpărăm energie electrică de la Cociurgani, care produce energie electrică pe baza gazelor naturale. Maximul, riscul cel mai mare care ar fi în situația dată este că Ucraina să preia niște gaz neautorizat pentru Necesității sale interne de a produce, de a, deci de a mări capacitatea la ceturile care lucrează pe gaz a, să produc energie electrică. Dar eu cred că lucrul ăsta nu se va întâmpla, pentru că asta a, ar arăta foarte negativ în fața deci, a, partenerilor externi, ar duce la ruperea orice înțelegeri comerciale, ar duce la niște practici negative și eu nu cred că Ucraina își dorește lucrul ăsta. Deci nu, nu este nicio n niciun interes. Din punctul ăsta de vedere, eu nu văd un risc direct pentru, pentru noi. Domnule Surugiu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimații telespectatori, a fost Reflector Analytics, sunt Vlad Madam, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi.